Salutare, dragi prieteni! Numele meu este Gelu Diaconu și vă vorbesc din biblioteca lui Gelu. Simfonia bormașinilor și a frezelor și a instrumentelor cu care vecinii mei și amenajează apartamentele a încetat în sfârșit, am parte de un pic de liniște, așa că pentru a mai diminua întrucâtva efectele sonore din cursul zilei, am pus pe fundal Pink Floyd, albumul Dark Side of the Moon, care ne va asigura pe tot parcursul acestei înregistrări ambientul sonor. Bun, să trecem direct la treabă. Astăzi am primit de la editura Polirom 5 cărți, apariții foarte noi. De aceea am să profit de împrejurarea asta și am să vă prezint pe scurt mai multe cărți, mai multe apariții editoriale de dată recentă de la editura Polirom, pe care le-am primit tot așa datorită bunăvoinței Claudiei Ficoschi, căreia îi mulțumesc și aici, pentru generozitate și pentru faptul că are mereu grijă să alimenteze cu cărți biblioteca lui Gelu și implicit site-ul 1000 de semne. Bun, spuneam că am să trec direct la treabă. Un volum semnat de Matei Vișniec, Un secol în ceață. Așa. A apărut în 2021. Este un roman destul de consistent, are peste 800 de pagini. Cartea a apărut în colecția Fiction Limited. Nu am citit-o încă, n-am avut încă timp, dar promit că o să fac și de îndată ce voi citi, probabil că o să și scriu câteva cuvinte pe site-ul nostru, pe 1000 de semne. Mergem mai departe. O carte încântătoare, am citit-o. Am și scris pe 1000 de semne o recenzie. Cred că toată lumea care iubește păsările se va îndrăgosti de această carte. Este vorba despre întâmplările prin care a trecut pescărușul Gregoar. Pescărușul de la geam se numește cartea. Este jurnalul unui cuib semnat de Veronica de Niculescu, cred că se vede, așa. Este o carte foarte frumoasă, un jurnal al unui cuib de pescăruși, care o pereche de pescăruși care au crescut trei pui. O să vedeți că este o aventură foarte interesantă. Veronica de Niculescu rămâne fidelă stilului ei, chiar dacă un pic sentimental, dar melancolic, dar are vocea ei, este ușor de recunoscut și a scris de data asta o carte admirabilă. O altă carte pe care am primit-o în ultima perioadă în biblioteca lui Gelu este în colecția Fish Unlimited, Petru Cimpoieșu, Scrisori către Taisia. O carte apărută în un roman apărut în 2021. Bun. Pe coperta a patra este ca de obicei un cuvânt generic. Petru Cimpoieșu este un scriitor care nu are nevoie de nicio prezentare, îl cunoaștem cu toții. La momentul respectiv poate că voi reveni la această carte. Dan Sociu, după ce a publicat la Casa de Pariuri Literare un volum intitulat 17 poeme, revine cu poezie la editura Polirom de data aceasta. Este vorba de volumul Porc și sentimental, înțelept și rău, cu ilustrații de Ioana Drogeanu. Este o carte în care Dan insistă pe ideea de a reveni la poezia cu rimă, despre care crede că va face în așa fel încât oamenii să
se simtă din nou atrași de poezie. E un demers interesant care merită observat și probabil că, așa cum îl știu pe Dan, ambițios și un foarte bun poet, mai mult ca sigur acest demers al lui va da roade. Bunul meu prieten Robert Șerban a scos o carte de proză scurtă, Oameni în training. Este apărută în colecția Ego Proză. A apărut în 2021, pe finalul anului trecut. Robert a fost atât de amabil încât mi-a trimis un exemplar cu un autograf. Îi mulțumesc tare mult pentru asta. Robert, te îmbrățișez. Am citit cartea, este o carte foarte bună. Mi-am luat notițe în caietul meu de notițe. Am să scriu despre ea pe 1000 de semne. Bun. Înainte să trec la următoarea carte, aș vrea să reamintesc tot o carte de Robert Șerban, un experiment publicat la Casa de Pariuri Literare. Este vorba de poemul Curcubeu, un experiment, așadar. Este o carte foarte interesantă care propune chiar un experiment, un poem scris dintr-o mână, cum s-ar spune, și pe această cărticică foarte, foarte bine realizată de la Casa de Pariuri Literare. Am un autograf de la bunul prieten Robert Șerban. Îți mulțumesc mult, Robert! Revenim la editura Polirom, tot în colecția Ego Proză, o carte de Lilia Calancea. Lilia Calancea este o tânără scriitoare din Republica Moldova. Am să vă spun despre această carte pe care încă n-am citit-o, am să vă spun doar că are, ca de obicei, un scurt cuvânt pe coperta a patra, care e destul de rămuritor. E inutil să spun că voi încerca atât cât îmi vor permite ochii și atenția distributivă ca să citesc toate aceste cărți pe care vi le prezint aici, să scriu măcar câteva cuvinte despre ele, sau dacă nu, cel puțin să le prezint la Cartea Zilei pe site-ul nostru 1000 de semne. Bun. Dintre cărțile pe care le-am primit astăzi, prima este cea semnată de Daniel Mendelsohn, Trei inele se numește cartea. Este o poveste despre exil, narațiune și destin. Este o apariție 2022, traducere de Petru Iamandi. Aceasta este cartea. Așa. Pe coperta a patra, același cuvânt generic cu care editura Polirom ne-a obișnuit. Pe interior avem, bineînțeles, scurte date biografice și câteva fragmente. Este o carte pe care de asemenea o recomand. John Steinbeck, scriitorul american, care a fost recompensat cu premiul Nobel pentru literatură în 1962. Este un volum, volumul Luna Apus, este un volum apărut în 2021 în seria de autor John Steinbeck. Aceasta este cartea primită chiar astăzi. Traducerea din limba engleză îi aparține Onei Franz. Așa. Pe coperta a patra avem o referință de la Kirkus Review și un scurt, o propoziție semnată de Don DeLillo. Trecem mai departe. Vreau să vă spun că sunt un admirator fervent al colecției de la Polirom, biografii romanțate. Cred că am toate volumele care au apărut care au apărut în această colecție. Am și scris despre majoritatea dintre ele. De data asta a apărut
o carte de, semnată de Mihai Buzea, care și el este un autor polirom. Cartea se numește Vulcan, lumina vine de la Sfințit. Aceasta este, așa, să o țin mai bine să mi se vadă și fața. Și pe coperta a patra același cuvânt, așa, pe interior avem o biografie destul de consistentă a lui Iosif Vulcan, iar ilustrația de pe copertă îi aparține lui Radu Răileanu. Bun, merg mai departe. O apariție, aș spune că este o apariție eveniment, o apariție editorială eveniment. Bogdan Alexandru Stănescu, înainte de a trece la Abraxas, Bogdan Alexandru Stănescu vine și el după un volum publicat. Deci fac lucrul ăsta ca să reamintesc oarecum cele mai recente apariții editoriale ale lui Bogdan. Este vorba de o carte publicată în aceeași colecție biografii romanțate, Caragiale, scrisoarea pierdută, apărută în 2019. Am fost la lansarea acestei cărți la librăria Humanitas de la Cismigiu. Am scris la vremea respectivă o tempora despre acel eveniment, la care vreau să spun că spațiul de la librăria Humanitas de la Cismigiu a fost neîncăpător. Nu ne mai putem închipui astăzi așa ceva la aproape 3 ani de la acel eveniment. Pandemia a dat peste cap foarte multe lucruri și inclusiv ne-a privat de niște lansări și de atmosfera de la aceste lansări, care era inconfundabilă și foarte, foarte plăcută. Deci, Bogdan Alexandru Stănescu, cartea Caragiale, scrisoarea pierdută, se găsește încă, deci o puteți comanda ori de pe site-ul Polirom, ori de pe celelalte site-uri sau din librării, dacă vreți să mergeți să faceți o plimbare prin librărie. Bogdan Alexandru Stănescu a publicat în 2017 și a fost reeditată în 2021. O carte foarte, foarte reușită, care a avut parte de cronici elogioase, Copilăria lui Caspar Hauser, publicată, așa cum spuneam, în 2017, prima ediție în colecția Ego Proză. Nu știu dacă se mai găsește în formatul acesta, cred că se găsește în formatul Top 10 Plus de la Polirom. Este o carte despre care am scris la vremea respectivă și care mi-a plăcut foarte mult, de asta și încerc să reamintesc câteva lucruri din biografia, din biobibliografia lui Bogdan Alexandru Stănescu, care pe finalul lui 2021 a publicat la editura Carmidez o carte admirabilă de poezie, o carte care deja are cronici foarte bune și eu cel puțin am auzit numai lucruri bune despre ea și pot să confirm că este o carte foarte bună, deoarece de îndată ce am primit-o de la generosul meu prieten Ciprian Măceșaru, mulțumesc, Ciprian, pentru generozitatea ta, am citit-o și pot să confirm că este o carte foarte bună. Adorabili etrusci de Bogdan Alexandru Stănescu. Pe coperta a patra avem o biografie a autorului. Revenind la ceea ce, la subiectul din seara aceasta, Bogdan a scos în colecția Fish Unlimited de la editura Polirom, este tot o apariție de dată recente, chiar 2022, așa, romanul Abraxas, deci în colecția Fish Unlimited. Este un roman destul de consistent, are peste 600 de pagini. Am citit undeva, sper să nu mă înșel, că Bogdan a muncit la această carte timp de 6 ani, ceea ce este o perioadă foarte lungă. Presupun că a vrut să iasă un lucru foarte bun.
De îndată ce voi citi cartea, o să-mi dau și eu, așa, în măsura în care mă pricep, o să-mi dau cu părerea și o să spun câteva cuvinte despre acest volum, Abraxas, de Bogdan Alexandru Stănescu. Am încheiat cu episodul Bogdan din această seară. Nikita Danilov, poetul Nikita Danilov, scrie proză și o face foarte bună, de data asta tot în colecția Fish Unlimited. Revine cu o carte de nuvele și povestiri care se numește Sinfonia Mută. Da, așa. Este o carte pe care astăzi am citit-o, abia am pus mâna pe ea, nici măcar n-am avut timp să o răsfoiesc. Deci, judecând după aparițiile precedente și după romanele precedente ale lui Nikita Danilov, nu mă îndoiesc că este o carte bună pe care vă recomand să o comandați de pe site-ul Polirom sau, așa cum am mai spus ceva mai devreme, dacă aveți chef să faceți o plimbare în librăriile din orașele unde locuiți, o veți găsi acolo sau, bineînțeles, pe alte site-uri de specialitate. Cam asta a fost prezentarea mea succintă a cărților de astăzi de la editura Polirom și nu numai, am avut de la Carmides, de la Casa de Pariuri Literare. Înainte de a ne despărți, am să vă reamintesc rugămintea noastră să ne dați follow pe Facebook și pe Instagram. De asemenea, vă așteptăm și pe pagina noastră Patreon 1000 de semne, unde puteți dona pentru a ne susține sume începând cu echivalentul unui dolar, adică 4 lei și ceva. Indiferent de sumă, vă suntem recunoscători dacă ne ajutați și vă garantăm că acest lucru ne ajută să mergem mai departe. O să mai trag cu ochiul un pic la lista mea cu lucruri impuse. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, unde puteți urmări aceste videoclipuri. Chiar dacă ele dispar ușor-ușor de pe Facebook, acolo le puteți găsi foarte ușor în permanență. Deci YouTube, 1000 de semne. Așa. Trimiteți-ne cărțile voastre la adresa Strada Segen Lăța Gheorghe numărul 13, bloc C70, etaj 7, apartament 44, scara A, sector 6, București. Numele meu din buletin este Gheorghe Deaconu. Numărul meu de telefon este 0722 613 782 în cazul în care trimiteți prin curier. București, evident, nu știu dacă am spus. Dacă am omis ceva, vă uitați la celălalt videoclip și mai completați de pe acolo. Sper să nu fie omis nimic. Nu în ultimul rând, dragi edituri, dragi PR de la edituri, vă rugăm frumos să ne trimiteți comunicate de presă. Comunicatele voastre nu vor fi ignorate. Le vom urca pe site-ul 1000 de semne de îndată ce le primim. Pot fi și știri despre evenimentele pe care le organizați, nu contează, trimiteți-ne comunicatele respective, însoțite de o poză de generic, pentru ca să avem cu ce să ilustrăm aceste comunicate și în felul acesta ceea ce vreți să meargă mai departe către cititori, către cei care trăiesc în universul cărților, va putea fi citit inclusiv de pe site-ul 1000 de semne. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și că ați avut răbdare până acum să mă ascultați și în seara asta. Aveți grijă de voi, ne revedem în curând. Salutare și numai bine!